În fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii martie, întreaga planetă sărbătorește ora Pământului. Milioane de oameni vor stinge luminile timp de o oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie. Giurgiuvenii spun că se vor alătura la strigătul vieții împotriva pericolelor generate de încălzirea globală. Sâmbătă seara este ora Pământului. Vei susține campania și vei stinge luminile? Da, cu siguranță. Ai mai făcut asta în alte ani? Da, susțin activitățile de acest gen și consider că trebuie să ajutăm planeta cu cât mai mult posibil. Dar de ce nu? Credeți că e esențial? Păi domnule, dacă nu știu câte familii sunt în Giurgiu, dacă fiecare stinge câte 10 minute, nu știu cum să calculez câți kilovați să economisesc. Vei susține campania și vei stinge luminile? Da. Ai mai făcut în alți ani? Da, nu trecut. Crezi că e important? Da, mi se pare foarte important. De ce? Datorită mediului. Ora Pământului este un prilej pentru instituții, organizații și cetățeni de a-și arăta preocuparea pentru mediu și capacitatea de mobilizare, iar Jandarmeria Giurgiu se alătură și în acest an campaniei. Jandarmii giurgiuveni se alătură și anul acesta campaniei Ora Pământului, care este o acțiune de protejare a mediului înconjurător și în același timp un semnal de alarmă cu privire la încălzirea globală. Astfel, mâine, timp de o oră, între 20:30 și 21:30, vom stinge luminile interioare care nu sunt esențiale funcționării și vom deconecta echipamentele electronice aflate în stand-by, fără să fie afectate astfel misiunile pe care noi le avem în competență. Sperăm ca tot mai multe persoane să se alăture acestei inițiative, să susțină Ora Pământului, să protejeze mediul pentru noi și pentru copiii noștri. Ora Pământului este ocazia perfectă pentru a petrece o seară în liniște sau pentru a ne bucura de natură. Astfel, cine dorește să sărbătorească planeta noastră sâmbătă, poate începe prin a stinge luminile din casă în intervalul orar 20:30-21:30. Dacă vreți să faceți mai mult de atât, puteți să scoateți toate electronicele din priză, precum televizorul sau computerul, întrucât acestea consumă energie chiar și atunci când sunt oprite, dar sunt conectate la priză.